doamna doamnelor, bună ziua, domn primar. Dați-mi voi să deschid ședința din data de 3-a 2-a 2017, în a doua citire dispoziție numărul 37 din 2-a 2-a 2017. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Târgu Trotul, județul Bacău, se convoacă în ședință de îndată pentru data de 3-a 2-a 2017, ora 9, la ședința Comunei Târgu Trotul, județul Bacău, cu următoarea propunere de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor norme pentru reglementarea consumului de apă la nivelul Comunei Târgu Trotul, județul Bacău. Inițiator, consilier local Mititerul Liv, consilier local Ungureanu Pet, consilier local Barote Mihai, consilier local Moise Geu, consilier local Mititerul Ionel, consilier local Sfârlea Nicolae. Acum am să rog să supunem la vot, dacă sunteți de acord cu propunerea celor 7 inițiatori. 6 sunt, da. 6. Cine este pentru? 14. Din 14. O să fie și numărul 6. Cine se înscrie la cuvânt, dar vă rog, cei din care au inițiat -o. Domnul Mititeru, domnul Sfără. Mai scrie cineva? Domnul Dinu. Dar să mai pot înscrie la cuvânt și la cineva da. Care e inițiator sau... Bine, da, prima dată inițiatorii. Susțin cauza și după aia... Domnul Văcară, aduce mâna sau... Mulțumesc. Domnul Văcară, pe... Aduce mâna? Nu. Domnul Abădări. Bună ziua, domnul Goagă. Am aprobat dispoziția. Dumneavoastră sunteți de acord cu ordinea de zi? Da, domnul. În ce ați spus, da. Am o anumită oră când mi-am medicat, așa am mutat la acasă. M-am fost înapoi. Nu e nimic. Deci 15 din 15. Da. În afară de domnul Abădări, mai dorește cineva? Ia cuvântul. Mai face o reștire la cuvânt după ce își expună domnii părerea. Da. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Dați-mi voie prima dată să întreb pe doamna secretară, înainte de a începe speech-ul, expunerea de motive, dacă au fost anunțați conform comisiilor de specialitate întrunite în data de 2-a 2-a 2017, fiind de față majoritatea consilierilor, dacă au fost anunțați în speță domnul Ava Bionel, domnul Ava Dănii, îl văd da. Prezent, domnul Mititeru și mai era cineva. S-au făcut adrese, așa, și au primit fiecare, domnul Avădăr ne-a confirmat prin semnătură, domnul Ababiu la fel și domnul Mititeru Florin. Am înțeles. De față, fiind numai domnul Avădăr, nu știu câte răspunsuri vom avea. Mă rog, să trecem la expunerea de motive. Eu cred că era impetos necesar ca să fie domnul Ababiu, pentru că era, cred că, cel mai măsură să ne dea unele explicații. Dacă dânsul nu are nevoie să vină, să sperăm că domnul Avădăr ne va da... În măsura în care... În măsura în care și... Mă rog. Intrăm la expunere de motive, la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru reglementarea consumului de apă la nivelul Comunei Târgu Trotul, județul Bacău. Având în vedere stabilirea, sistarea furnizării, mă scuzați, apei potabile în Comuna Târgu Trotul, dorim să stabilim aceste măsuri prevăzute de legislația în vigoare respectivă. 1. Se constituie Comisia de Control și de Verificare a Utilizatorilor asupra elementelor componente ale sistemului public și de alimentare cu apă, în următoarea componență. Viceprimar Costorac Ieleluța, casier Mititeru Petruș, consilier local Mihai Barote, consilier local Sfârlea Nicolae, consilier local Ungureanu Clement. Comisia de Control.
și de verificare are acces pe proprietatea utilizatorului în cazul suspiciunii de fraudă pentru verificarea integrității fundalelor și a funcționării instalațiilor interioare de apă în termen de cel mult 48 de ore de la solicitare. Și asta am făcut această referire pentru că domnul casier Mititelu ne-a spus că unii nu vor să deschidă poarta, alții nu știu ce probleme au, alții sunt în întârziere cu plata la contări și trebuie stabilit clar și trebuie spus foarte clar și explicat. Consilierii locali pot lua decizii la nivelul OAT Târgu Drotuș în speță. Nu ți-ai plătit apa, noi venim cu niște amendamente. În funcție de răspunsul pe care vom face o adresă, trebuie spus, vom face o adresă către ANLSC, în funcție de răspunsul primit de la ANLSC, vom continua unele demersuri, ca să înțeleagă populația, nu că vom veni cu biruri, sau vom veni să tăiem capete, sau nu știu ce vom face. La 2. Furtul de apă din sistemul public de alimentare cu apă constituie infracțiune și se pedepsește conform prevederilor legii numărul 286/2009, privind codul penal cu modificările și completările ulterioare, dacă este săvârșit cu intenție. 3. Constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează cu amendă de la 500 de lei la 1000 de lei următoarele fapte. Refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare înregistrare în speță contori în scopul efectuării controlului înregistrării consumului, consumurilor, ori pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații. Racordarea la sistemul de alimentare cu apă fără aviz de branșare eliberat de operator, utilizarea fără contract de furnizare, prestarea serviciului de alimentare cu apă, modificarea neautorizată de către utilizatori a instalațiilor, utilajelor, echipamentelor și adăpturilor aferente sistemelor de utilități publice. 4. Constituie contravenții și se sancționează cu amende de la 5.000 de lei la 10.000 de lei următoarele fapte. Refuzul utilizatorilor de a permite accesul la dispozitive de măsurare înregistrare în scopul efectuării controlului înregistrării consumatorilor, consumurilor, ori pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparație. Orice intervenție neautorizată a utilizatorului asupra elementelor componente ale sistemului de alimentare cu apă, ruperea sigiliului, înlocuirea contorilor cu alte tipuri de contoare, fără să comunice operatorul în termen de cel mult 48 de ore seria și indexul contorului nou, împreună cu seria și indexul contorului înlocuit. 5. Constatarea contravențiilor prevăzute mai sus și aplicarea sancțiunilor se face de persoana împuternicită de primar, conform competențelor legale. Ținând cont de cele prezentate mai sus, propunem spre analiză, dezbatere și adoptare al Consiliului Local, Comunei Tâlcoa, Județul Bacău, prezentul proiect de hotărâre. Acum, aș vrea să vă supun într-un minut și foarte scurt. Deci, la legea numărul 51 din 8 martie 2006, republicată actualizată, a serviciilor comunitare de utilități publice. Deci, constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează cu amendă la 500 la 1000 de lei, următoarele fapte, care le-am enumerat mai înainte. Așa. Împreună cu colegii mei, la articolul 46, nu cu colegii, deci ăsta e articolul 46. Așa spune clar. Constituie infracțiune în domeniul serviciilor de utilități publice și se pedepsește potrivit legii numărul 286/2009, potrivit codului penal, cu următoarele, cu modificările și completările ulterioare, dacă sunt săvârșite cu intenție următoarele fapte. Furtul de apă din sistemul public și de alimentare cu apă. Noi am vrut să ajung aici pentru că avem un model de contract care, așa cum a spus colegul meu ieri la ședința pe comisii, domnul Văcaru Petrică, la capitolul 1 spune așa, părțile contractante, articolul 1, Consiliul Local Târgu Drotuș. Ei, în speță nu o să fie. Am stabilit iar că nu vom mai pune Consiliul Local Târgu Drotuș, dar domnul Văcaru, vom pune primăria. Cu oate. Deci scoatem din context Consiliul Local Târgu Drotuș și împreună cu colegii am discutat că vom veni cu câteva modificări, câteva amendamente la acest contract de branșare, racordare. În speță. Nu putem spune, nu ne putem pronunța, deci nu ne putem antepronunța până când nu vom avea avizul ANRSC-ului. Vom face, doamna secretar, o adresă către ANRSC.
nu știu, în funcție de răspunsul pe care vom avea, vom iniția câteva subpuncte pentru un proiect de hotărâre. Pentru că ieri la ședință am auzit că, și am să rog pe domnul Mititelu de față să ne spună, dânsul a afirmat ieri, și îmi asum ceea ce spun, de față cu dânsul vreau să confirme sau să infirme că de când a venit dânsul în primărie, 3/4 din populație a furat apă. Înainte. Deci de când ați preluat dumneavoastră frâiele, în speță, de când sunteți casier, deci spuneți că înainte 3/4 din populație au furat apă, da? Păi se dovedește cu acte și prin consumul de apă și plata care a făcut-o. Bun, eu vreau să vă spun doar atât. Ne puteți dumiri în speță, ne puteți lămuri și pe noi cum ați găsit? Ați găsit persoane care furau apă? Au consumat-o și nu au plătit-o. Dacă eu am 1300 pe apometru, el de ce are 100? Pe apometru, pe contorul general vorbim, da? Nu, al lui. De deci acasă. 1300 de metri cubi și nu am eu, de 10 ani. Și altul de ce are 100 sau 200? A, vorbim. Bun. Vreau să spun și eu, că eu am 2000. Păi, și de ăla de ce are 100? Sau 200? Nu știu, dar nu putem să acuzăm. Putem doar să fim... Haideți să fim până la proba contrarie. Numai puțin. Deci numai puțin. Dați-mi voie. Deci nu mai vreau să mai acuzăm pe nimeni. Dar dacă v-ați gândit că dacă... acea persoană are, să spunem, în întreținere un copil și eu persoană adultă cu un copil. Credeți că ar putea consuma o... Păi noi am analizat problema, domnule. Deci noi avem exact situația în casărilor din 2012 coace. Sunt pierderi mari, da. Bun, întrebarea mea este... Da. Cum ieșim din impas? Deocamdată până acum am un punct de vedere fiecare care s-a înscris după aia. Dacă avem comentarii și adăugăm ceva după aia. Domnul președinte. Domnul Mititelu, mai aveți de... Deci, mai puțin. Deci, la acest contract, care îl avem și care este greșit, propun să nu-l mai distribuim deocamdată, să așteptăm să facem alt model de contract. Deci, este propunerea mea. Să facem alt model de contract pentru a le oferi cetățenilor alt model de contract. Nu sper să nu mai este bun ăsta. Trebuie modificat. Da? Și trebuie găsit o soluție. Că am înțeles că astăzi, la ora 11, va avea loc un meeting. Nu știu ce meeting va fi. De solidaritate cu cei de la București. Nu știu. Eu nu cunosc așa ceva. Am fost plecat din țară, chiar nu cunosc. Nu știu. Poate fi să se construiască un parc nou de eoliene. Nu știu. Nu mă interesează. Chiar nu mă interesează. Noi aici, în Consiliul Local, eu cred că suntem destul de maturi, destul de cerebrali și coloană vertebrală, ca să luăm niște măsuri. Nu să vină cineva, cum a spus un coleg al nostru ieri, că se întâlnește cu el și spune că ești un idiot, un dobitoc, un bou. Eu nu permit așa ceva. Nu mai permit, nu mai tolerez începând din această lună și de mult spun, să mi se impute să spună că furapă. Să vină cineva. Dacă are cineva control, trebuie să sunt primul. Doamna m-a corectat și mi-a spus că sunt al doilea care am cel mai mare număr de metri cu consumați. A spus că nu știu cine mai e. Sau doamna contabil, nici nu știu cine a spus. Deci vreau să vină, nu vine la mine nimeni, curte la afară, de primar, viceprimar și toți consilierii. Dacă eu fur un mililitru de apă, eu v-am mai spus și în urmă cu... Îmi dau demisia. Îmi dau demisia. Domnul Mititeu, deci este a treia ședință când spun. Am înțeles. Bun. Și vreau... Deci, domnul, mă lăsați să termin. Termină. Deci, fiind inițiator, dacă vă dă domnul președinte, voi puteți vorbi. Deci nu mai permit să ni se facă, să ni se aducă acuze, consilierilor. Te vede pe drum, ești un dobitoc, ești un prost, tu nu știi să inițiezi. Dacă sunt alții mai buni, haideți domnilor împreună să ne dăm demisia, să vină alții în locul nostru să ia alegi, poate pot lua alegi mai bune. Dacă așa se crede. Mulțumesc mult! Domnul Sfărlea, aveți cuvânt. Da, am studiat punctele de contract. Sunt aproximativ bune. Aș vrea să fac o propunere, domnul primar, că știu să facem rost pentru facturare și pentru chitanță. Nu este suficient ca să poți să dai un om în judecată în urma acestui contract, numai eu sunt pe chitanță. Propun că ați văzut toți modelul de factură chitanță care îl dă la cadru, la TV, să facă și primăria model factură chitanță
ca să fie un document justificativ, să poți să le tragi la răspundere. O altă problemă, la punctul 7.3 din capitolul 5, nu, din capitolul 7, pardon, aici cu rebranșarea, în urma întreruperii din anumite motive, propun pe lângă cheltuielile care sunt suportate de către cel care va fi branșat, din nou, să propunem o taxă. Să propunem o taxă, nu este stipulat aici. Eu zic că de 300 și 500 o taxă ca să putem pe om să-l constrângem să nu să ajungă la această situație. De asemenea, vedem cum ne lasă forul superior pentru stabilirea prețului, să trecem un preț maximal și eventual să diferențiem pe comune, pe sate, ca să putem să recuperăm datoria. De exemplu, dacă se va plăti un 70%, să spunem, cealaltă 25% în termenul care ne-l acordă ca o propunere, să-l scoatem din preț. Dacă nu, sau știu, în funcție de procent, la un alt sat este alt procent, prețul va fi altul pentru recuperarea datoriei. Asta ar însemna contracte diferențiate pe localități și angajarea unui încasator urgent pentru Vișoara. Deci în momentul când se dă drumul la apă și să facă aceste treburi, sau eventual și Vișoara și Trotul și împreună cu domnul Micuțelu să facă amândoi echipă, pentru că unul singur nu poate să... Pentru Vișoara, trebuie să fie o metodă, că altfel intrăm iarăși. Facem acest demers și dăm drumul la apă și peste câteva luni de zile o să ajungem la fel. Dacă permiteți, am uitat să spuneți, colegul mi-a ridicat mingea la fileu și ieri am discutat în ședință. Eu aș vrea așa, să luăm pe domnul Ionică de la Vișoara, să-l propunem pentru funcția de casier, încasator pentru apă, iar la ISU, numai puțin, dacă îmi dați voie, da? Deci, îl schimbăm după un post pe celălalt, iar la ISU să aducem o persoană competentă. De asta este ISU, Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Să aducem pe cineva, că eu cred că avem persoane întâi cu drăguși, care sunt școlarizate și calificate pentru acest post la ISU. Nu spun că el nu este calificat. Nu spun așa ceva. Deci departe de mine. Dar cred că el, cunoscând toată populația de Vișoara, este cel mai în măsură. Se duce, cunoaște contorii, cunoaște pe fiecare acasă, se duce, citește, ajută să nu îi punem o sarcină domnului Mitelu în plus. Deci rămâne pe Târgu Drotuș, tot așa are casierul lor și la fel trebuie și la Vișoara. Asta este tot o propunere de anul. Mulțumesc! Da. Domnul Sfârla, mai aveți? Ia domnul, mulțumesc! Domnul Dinu, vă rog. Vreau să încep cu contractul. Am văzut o grămadă de articole acolo, iar la un moment dat motivarea, sau ca să zic așa, condiționarea contractului este de ANRSC. Așteptăm răspunsul ANRSC-ului, după aia venim să mai aducem alte modificări care la rândul lor iar mergem la ANRSC-ul și tot așa mergem. Nu mai merg. Eu unul nu știu ce rol are ANRSC-ul ăsta în ecuația asta. Știu că asta e cu reglementarea de prețuri. Mai are vreun lor un rol referitor la legile în baza cărora e făcut contractul ăsta? Da, există un ordin 90 emis de ANRSC cu contractul cadru pentru serviciile de rezultate. Păi bun, și dacă nu respectăm contractul cadru, de ce trebuie să mai apelăm noi? Bun, asta e una la mână. Pentru preț. Așa, păi. Aici n-am prevăzut preț, da? După aia, cred că la contract trebuie o anexă ceva. În momentul când ai făcut contractul cu omul, să semneze, bă frate, ai apometru seria X, indexul Y, la data de. Nu văd în contractul cadru niciun articol acolo care să prevadă chestia asta. Eu dacă vine Petru sau cine vine și montează apometru, când am făcut contractul, vreau să semneze acolo, la data de apometru X, de clasă, de precizie C și cu indexul cu nu știu ce. Da, am mai discutat. Așa. Un proces de pact în care se menționeze toate caracterii. În privința propunerii cu încasătorii și cu plata noastră. Am aici evidența pe 7 luni. Oamenii chiar acum am venit la primărie și că vine și dea foc la primărie.
Din evidența asta reiese. Târgu Trotuș, în afară de 2.400.000 de datorii și vreo 80 și nu știu ce la 1 iunie, venim la 31 decembrie și avem 20.200 de milioane încă minus. Asta ținând cont că noi încasăm 3 lei la metru cub și nu 2 lei 39 sau cât e prețul oficial care trebuie să-l plătim. Ne uităm la Vișoara, au 50.000 de lei în plus. Deci se presupune că s-a încasat. Bun. Dar luăm o lună, luna iunie, da? Păi luna iunie s-au încasat 8.300 de lei și 3.700 de lei. În total, Vișoara și Târgu Trotuș, 12.000 de lei. Iar în situația în care ne aflăm, 2.000 de lei aproximativ se duc pentru salariul domnului Mititelu. Am înțeles că aproape în jur de 2.000 de lei se duc la un executor judecătoresc care ne execută și mai suntem obligați să plătim analiza apei care e stipulată în contract încă 1.000 de lei. Eu vă întreb, la 3 lei metru cub de apă care l-am încasat, noi am încasat 12.000 de lei, din care 5.000 de lei, unde se duc? Cheltuielile anexe. Și am plătit cât? 7.000 de lei, bun. Iar factura, odată e 16.000 și odată e 6.000. E vorba de 20 și 200 de milioane, da? Și noi dăm 70 de milioane. Trecem peste asta. Am, în ședințele trecute, am văzut că putem apela la ordonanții prezidențiale, la tot felul de eschiviții. N-am făcut nicio legalitate, nu am ajuns la nicio concluzie. S-a vorbit în ședința asta, cine preia instalația de desface, instalația asta din sate. Păi nu putem să o dăm la privat, că e utilitate publică. Nu vrem să o dăm la CRAB, pentru că o să ridice prețul la 9 lei, cum e la Târg, sau 10 lei, cum e la Onești. În primărie, domnul Mititelu nu face față. Da? Bun. Nu știm. Noi aici vorbim de 7 luni. Am vorbit ca să mergem să casăm bani de la oameni. Am stabilit noi așa, băi, luăm primat 1 milion, luăm 3 milioane, luăm 4. Vine omul acum în față, băi, de ce îți dau eu 4 milioane? Care e justificarea? De ce Vișoara are 2 milioane? De ce nu știu, nu știu. De ce v-am expus toate problemele astea? Pentru că eu am o propunere. Bă, fraților, noi aici de 7 luni ne certăm și nu știm legea, fraților. Și nu avem pe cineva, un jurist, un legist, ca să ne spună. Băi, de cine bagă nou crabul pe gât? Executorul ăsta. Noi putem prin lege să-l contralovim pe el, să nu mai fie executorul ăla, să ne ia 220 de milioane sau cât dracu ne ia, nu știu exact cuantul care așa. Băi, noi putem să înființăm un serviciu de apă publică în cadrul primăriei? E legal să dăm instalația asta la cineva să vină și spună, bă, 4 miliarde și îți iau instalația și dau eu. Dar care sunt condițiile legale? Avem legii, e cineva să ne spună. De ce am vorbit atât? Vin cu o propunere. Am avut un consilier, eu știu, personal, sau cum se chema în persoana domnului fost secretar, care săracul și-a dat demisia. Haideți, domnule, să facem ceva, să angajăm un jurist pe postul ăsta de consilierul domnului primar sau ceva, să aibă studii juridice, să fie un avocat, să fie ceva. Când venim în ședință să ne spună, băi, contractul ăsta mai trebuie conform HG-ului, hotărârii sau ce este, puniți așa sau faceți așa. Vrem să atacăm CRAB în justiții sau unde vrem. Bă, românilor, în baza la legea X, hotărârea C, putem să-l băgăm pe ăsta, nu putem să-l băgăm, da? Că așa noi de 7 luni facem legi și hotărâri care nu. V-am spus numai din ce mi-am adus aminte, ce am discutat, nu?
Nu ne-a spus nimeni, bă, e legal ordonanța președintelui. Nu e legal. E legal să dăm numai o șmecherie sau... A fost domnul primar cu domnul consilier sau cu cine a fost la Bacău, s-a izbit de o gașcă de legiști, de juriști, și ei au spus, n-ai voie așa, n-ai voie așa, n-ai voie așa. Legea României e interpretabilă, fraților. Se poate. Am combătut prin cineva hotărârile lor. Am înghițit executori judecătorești, am înghițit chestia că bani, din banii de apă îi plăti domnul Mititelu, nu știu domnul de la Tuda dacă avem încasători, din care banii plătit. Noi nu facem încasări nici măcar 7%, din ăștia 50% duc prin lege, o mare contract de muncă, eu n-am nimic cu omul. Dar e legal să putem să-l angajăm pe un post public, să fie plătit din primării, din banii, din fond salarizarii. Putem. Noi nu știm nimic. Și ce vrem să rezolvăm acum? Cu oamenii stau la poartă mâine. Astăzi, la ora 11, ce îi spui dumneata sau eu când ies acum și mă așteaptă ăla care mi-a spus, băi, dar eu te-am votat pe tine. Ce răspuns îmi dai? Ce răspuns dăm noi acum? Și termenul, omul întreabă termenul. Noi dacă nu o să avem în cadrul nostru, sau măcar propună ceva. Hai, fraților, să găsim unul tânăr de ăsta, sau care știe să umbli pe net, un informatician de ăsta, să dispasă legile astea, să ne le pună în nas. Ca să putem să-i atacăm, să putem să ne apărăm. La Onești tot cu datorii. La Onești tot se judecă din căbunica Ivuța. Au 2-3 ori dimineața, au avut 2-3 ori seara. Noi nu avem, frate, nicio lacrimă de apă. De ce? Nu știm să ne apărăm. Nu avem un jurist. Să poate, domnul primar, să angajăm pe consilier sau ceva, sau un contract de colaborare cu un jurist, cu o casă de avocatori. Noi pierdem de 10 ori mai mult în situația asta. Da, avem contract cu avocatul care a fost blamat la un moment dat. Da, o să fie păi și discuție referitor la cine tine. Ferice au dat el? Deci, încă o dată vă spun, nu există ieșire. Am avut Consiliul Județean, am avut juriștii Crabului, toți la o masă. Nici o lege nu te poate scăpa. Deci nu avem ieșire din situație decât cu banușul. Am înțeles, dar să prevadă o bază legală, bă, frate. Asta e baza legală. Deci nu există nicio mijloc, nicio soluție, nu există pentru asta. Iar ordonanța președențială aseară a apărut este negativă. Și la noi și la Prăjărești. Ce înseamnă că trebuie să ieși și trebuie să ieși și trebuie să ieși și trebuie să ne mobilizăm, să ne solidarizăm cu toții și bun. Să vă dăm mâna în buzunar să facem ceva. Situația dar trebuie de explicat. De ce nu lăsăm să discute toți? Cum s-a înscris? Și după aia răspunde că... Iar începem, că nu putem să vorbim. Domnul Dinu, mai aveți de... Nu, mulțumesc. Eu atât. Propunerea, deci, în final, propunerea mea asta a fost. Haideți să angajăm sau să facem un contract. Da, sau ceva. Să avem un jurist să ne spună legile, cum putem să ne apărăm. Și eventual, ca să nu mai apară diferențele astea de pe factură și de ce plătim, să facem un serviciu ceva, să angajăm 2-3 oameni, dar să nu fie plătiți din banii noștri. Să fie plătiți din... După ce... Mulțumesc! Domnul Abădăi, ne aveți cuvânt. Clement, vă rog frumos. Domnul Abădăi, îi spuneți. Mulțumesc frumos. Întâi vreau să... Vă salut, am oare așa, am mai făcut de ceva timp și vă mulțumesc că m-ați chemat la dezbaterile astea urmii, poate mai rămâne mâinile treburi și să intru direct în subiect. Vorba așa, că înainte, ascultând ce a spus domnul Dinu, nu chiar toate merg. Dacă unii lege nu-i tocmeală, nu trebuie niciun fel de jurist angajat la primărie. Juristul primăriei este secretarul, care este cu studii juridice și care iau, nu are norme și tot. Trebuie și net, dacă vrei, poate să ia de acolo. Nu mai trebuie altul să mai pui încă unul și vine el și ce face. Că tot aici trebuie să dezbatem problemele. Ce să facă juristul? Că angajăm la primărie și jurist și casier și trebuie să-și facă toată lumea treaba, altceva nu mai trebuie. Că sunt și legi. Sunt și oameni competenți, sunt și reguli, și norme, și tot. Asta una. A doua.
Am înțeles că s-au făcut deja, s-au luat o hotărâre ca să ieșim de situația asta, că alta nu se poate, eu îl susțin pe domnul primar, fără, deci dacă e factură neplătită, aia trebuie să o plătești. E clar, ce lege, ce lege ți-l aprobă ție, sau ce jurist, sau cine poate să spună, domnule, n-au mai plătit. Ești înregistrat cu ea acolo și s-au adunat atâta, cred că s-au dezbătut și s-au răzbătut. De unde provine pierderile, de unde provine, că până la urmă, eu vă spun o chestiune, nu prea ce au curat unul sau altul, sau care nu a plătit 70 de metri cub, sau 100, sau 1000, cât ai zis tu, aia e nimic pe lângă ce s-au pierdut. Și ce nu s-a plătit la timp? Unde s-a pierdut? Pentru că lumea este foarte revoltată de lucrul ăsta. Deci este foarte revoltată, dar spuneți pierderile, ca să mă deranjează și pe mine. Unde sunt pierderile? Eu frumos, hai să lăsăm omul să fie. Nici după aia pune treaba de acolo. Deci asta vreau să spun, că ce s-a pierdut e mai nimic pe lângă ce s-a pierdut și ce s-a... pe unii s-a dus apa. Deci în perioada care, cât am stat eu, un an de zile, am urmărit așa, să dau exemplu la Trotuș. Deci, se pierdea, unde se pierdea, n-am reușit să aflu, pentru că până la urmă am plecat și au venit și inundațiile și s-au întâmplat câte și mai câte atunci. Se pierdea 24 de metri cubi în 42 de metri cubi în 24 de ore. Pe apometru de la intrare din Tuta, de la Tuta de acolo de sus, de la apa care duce spre Onești, până la casa de apă aici. De bani. N-am reușit să depistez, că v-am spus, o prim și invest și așa, asta e una, o pierdere la Trotuș. Păi vă dați seama, dacă 24 de ore se pierde 42 de metri cubi, într atâta timp cât era. Deci nimic cele care se furau, nici alea nu trebuie să, nu să, cum să spun, clemență pentru alea, că vezi, Doamne, dacă nu mai fură sau nu știu, trebuie pus și era treaba. Dar vreau să spun, asta e una pierdere. O pierdere importantă la Bișoara, acolo pot să vă spun sigur, e vorba de la inundațiile care au fost ultimele atunci, când s-a rupt și podul la Tuta, s-a spart conducta de apă, de aduțiune, de acolo, de la Părgărești, de unde eram, bătați voi de la Mișoara, în zona Gârlii, Trotuș. Lungă. Am căutat prin Mișoara aia, fiind de conductă veche, nu știu ce, am spătmărit, nu eu, cei care erau, dar știu despre ce e vorba. S-a gătat dincolo de apă, până când s-a găsit neapărat că ea se scurgea, e balasul foarte aproape și nu reușeam deloc să vedem unde, dacă e baltă, dacă e ceva, că curgea mult. Și s-a găsit în fine, traia răposată, Dumnezeu să ierte, deci cu el s-a făcut toată treaba și soluția atunci, deci a curs aproape o lună de zile apă pe conducta aia de aducțiune la Vișoara, și apa se vede, s-a dus chiar pe gârlă, s-a dus, unei altă parte n-aveam ducă, se scurgea. Așa, deci asta ar fi o pierdere acolo. Dar ce se întâmplă? Ne-a dat atunci de la guvern, dacă cineva mai ține minte, un milion de lei, cum era atunci, așa, pentru, s-a făcut domnul primar Anton, așa, a făcut întâmpinare, eu știu, un memoriu justificativ și ne-a dat în contul să reparăm ce avem de reparat. Și cu banii ceia, așa știu, n-am verificat neapărat, dar de bună credință, credeam pe primar, nu? Cu banii aceia s-a înlocuit un tronson de vreo 400 de metri de aducțiune, deci de la gârlă, vă rog să fiți atent, deci de la gârlă, de acolo, și până la pod, până la podul care trece șoseaua, partea aia s-a înlocuit conductă cu material plastic de 160, de fie 160. Deci aia niște bani. S-au făcut cu, de banii aceia de milionul ăla, și ce-au mai rămas, sau mai puțin, așa, s-a pus și s-a făcut podul la Tuta. Ăla, deci s-a făcut fără licitație, fără, că nu prea era atunci așa, dar trebuia să facem, că era urgent. Nu putea trece lumea la Tuta, încoace, noi de aici încolo, nu, apa trebuia arătată lumea. Deci a fost un caz de forță majoră, sau nici nu mai știai cum să ieși, nici de acolo. Bun, asta ca să vedem unii pierderile, dar pierderea mai mare este că nu s-au achitat. Și s-au tot adunat, tot pe bază, că vezi, Doamne, ne va mai ajuta guvernul cu ceva și pentru ce, ba, lege, ba, una, ba, dacă tot ați fost aici și știți cum e. Și nu că cineva e vinovat neapărat. Sau cineva o știu când se ajunge în situația asta, nu știu. Așa, pe baza asta s-au adunat foarte mulți bani și acolo să plătesc penalizări. Penalizările alea care le plătim s-au rostogolit de atunci și până acum, o perioadă până am avut casier, deci atunci s-au îngroșat puternic, pentru că ce încasai, de-abia plăteai penalizările, să zic așa. Noi plăteam facturile în fiecare lună.
În fiecare lună sunt, puteți urmări că dorere sunt, dar dosar, sunt puse, nu aruncate de colo-colo. Deci alea au plătit, de-abia reușeam să plătim asta, dobânzele și penalizările și ce aveam noi acolo. Cu toate încasările care s-au făcut. S-a încercat acum, câte și mai câte. Eu cel puțin pe perioada mea am înlocuit tot ce au fost conducte de fier, de metal. Și la Vinșoara și o parte la Dudea, când mi-a mai rămas ceva, dar am înțeles să o termin așa acolo. Deci am încercat să facem ceva, să aducem oameni. Deci pe cei care le-am schimbat conducta, l-am luat pe Petrus cu mine, cu caietul, făceam de ziua premergătoare. Azi mergem la cutare, pe tronzonul cutare, scoatem oameni care nu plătim cât o plătim nu și nu-l racordam înapoi, poate martor tot satul, dacă vreți, până când nu plătea din urmă așa. Vinea, și contractul. Plătea mare din sân, că zicea, să dea numai o jumătate, acum nu dă tot. Dacă dai tot, pui nu știu ce. Și contract. În fine, au fost o reținere de rezultate. Pe partea asta, aș zice că s-o reglementa ceva, dar cu banii n-am putut să mai fac nimic. Alt să vă mai spun încă ceva. Afară de ce am putut noi face, am mai avut niște negocieri. Și eu personal am fost la o negociere la CRAP, unde am obținut clemență, dar cu greu. Ne-am dus, nu știu cât, vă trei luni la rând, să încercăm să fie de acord. În fine, am avut odată o mărire de presă, am dat-o înapoi. Cei consilierii vechi știu că așa am făcut în 4 lei și neapoi, am dat-o înapoi. Ne reproșează asta, lucrul ăsta și cei care au plătit cu banii aia. Așa, și la negociere, iarăși, au venit alegerile. Nu s-au mai putut face, au fost iar inundații, iar ne-au chinuit, da, am avut și incendii, cât au fost câte și mai câte. Nu se poate ieși din ce v-am prezentat până acum, bun, poate să fie cineva vinovat, dar vreau să spun că din indolență, din neștiință, neștiind unde ajungi. Deci, dar ca să ieșim de aici, nu putem decât dacă strângem fondul ăsta de bani tot de la populație, pentru că știu faptul că n-ai cum să pui de la altul. Domnul Aurică, dacă îmi permite. Da. Deci dumneavoastră ați spus așa. S-a primit 1 miliard de la Guvernul României. Destinați special pentru apă. Pentru apă. Nu, era pentru avare. Pentru avare. Bun. Vreau să răspundeți și să spuneți aici în fața Consiliului. Da. Acei bani, cu acei bani, se putea plăti o datorie la apă? Poate o parte din asta. Deci atât. Și dacă vă rog să mă scuzați, și cu permisiunea noastră să mai răspundeți la o mică întrebare. Da. Banii unde s-au dat? Acei bani, cine a dat dispoziție să se schimbe destinația lor și să se ducă la, nu știu, unde ați plecat la dumneavoastră? Nu s-au dus nicăieri, s-au dus sectar acolo unde trebuie. Deci ei au dat pentru calamitate au fost. Am văzut că s-au rupt de calamitate, podul de la tot de calamitate. Deci acolo sunt. Dar nici nu a ajuns miliardul țara. Să știți că au mai făcut și primărea ce mai vor. Sau dacă vrei, că uite, suntem și tare. Dar pot să spun, s-au făcut câte și mai câte cu ăsta, cu Ocolo, să ne dea niște copaci de aia putere. Și dumneavoastră, dacă ați ajuns la un compromis cu CRAP, Ca să fii mai lămuriți, ca dacă ați făcut un compromis cu CRAP-ul. Și a spus, domnule, să ne păsuiți. Cine s-a împotrivit? A zis să ne păsuiți. A zis să eșalonăm. Așa că nu ne păsuia nimeni, să fie clar. Deci s-au făcut niște eșalonări, nu s-au reușit nici acelea să se plătească. Nu știți de ce nu mai răspund. Știți de ce vă spun, domnul Maurică? Pentru că mulți vă acuză conducerea vechi. Și spune, domnule, a fost conducerea vechi care a făcut parte X, Y, Z. Da? Înțeles, și a trebuit, de asta v-am chemat noi la ședință, am în speție, am spus, că ați lămurit suplimentarul. Eu dacă am stat și eu, îmi asum. Deci, și v-am dat răspunsul. Deci ați auzit, dar cei bani puteam să achiziți o parte a datoriei și puteam să mergem cu eșalonări și să strângem, să putem face, să facem o adresă la ANRSC, să ridicăm prețul apei ca să putem plăti. Asta așa un pic să nu interpretăm greșit. Omul a zis destul de clar că acei bani n-au ajuns pentru reparație capot și pentru reparație conductă. Ce să mai plătești datoria la apă? Niciun ban nu-ți uite cum am primit acum. Tocmai asta am spus că am mai făcut și primărea un efort ca să poți să faci. Să repart plus că banii au fost primiți pentru... Sigur. Deci nu avem nicio legătură. Dar cum sunt? Destul de clar. Știți destul de bine că în decembrie, la rectificarea de buget, banii care am primit, am vrut să-i ducem. Cu toți am discutat. Nu se poate. Acum, că n-am terminat. Dacă ajunge la soluția asta și vezi, fi de acord. Deja unii au plătit. Am plătit și eu. Da. Eu am așa o...
o propunere. Că nu o să reușiți să strângeți banii ăștia de la populație. O babă nu poate da, ăla nu stă aici, vine numai vara, ăla nu știu ce, oameni sujiți de toate felurile, nu o să vin. Și mă gândeam așa, că ar trebui să chemăm în ajutor și bisericile. Da, fără, așa păi cum voi am să-i sponsorizăm. Stai așa, da. Domnul Aurică, păi dacă noi îi dăm bani, dacă noi îi dăm bani de la bugetul local și ăștia vin cu mâna întinsă ca la pomoare. Bisericile tot de la oameni au fost frată. Dom'le, eu doar pot slujbă. Doar pot slujbă ca să ridici bunul ca sus cea mai mare de poate. Deci eu vă supun spre analiză. Deci, așa cum noi am ajutat pe ei de fiecare dată, ceva de construit, de nu știu ce, noi pe bază legală, ei poate să facă și ei nimic ajută. Nu neapărat cât vor și cât poate. Chiar și tuta ar putea să ne ajute în privința asta. Pentru că tot în comuna asta se vede din ce cauză am ajuns aici, se vede de în ce situație ne aflăm și ar putea pune și ei, eu știu, să dea fiecare, să dau un exemplu, câte 10 lei, poftim. Din, eu știu, 1.000.000 de, sau cât suntem, 1.800 de oameni, e așa cu rușa aia. Tot oameni de biserică. Așa, bisericele am zis și în cu aceste unii, că ieri ați fost pe la mine cu casatul și nu a fost. V-aș ruga, pentru că în urma noastră și zice că, da, mie mi-au spus să dau cât pot. Nu există. Nu există să dau cât pot. Există suma de dat și cu asta noastră dacă... Că așa? Băi, așa o să zic și ala. Păi, dar nici eu nu pot. Dar ce cu tare dat? Nu, nu, e posibil să se spus dacă nu are banca acum, că poți mai vrea să mă zic doar. Păi, da, dar el posibil cu asta l-a înțeles că se dai numai cât poate și atât. Voiam să vă zic eu, deci legat. Nu, voiam să vă zic că legat de Vinșoara, cum are că dat și aseară, deci doar 10 familii sunt care sunt foarte reticenți. Restul... O să-i convinge și pe exact. Deci au de ce deci Vinșoara e de, cum să spun, niște criterii de departajare sunt de acord, da. Nu da. Știu unde e numai un consumator și unde e unul cu am situația, da, așa e. Acolo se stabiliți tot dumneavoastră în Consiliu. Da, am făcut o situație, am făcut. În principiu, un lucru este clar. Da. Nu putem ieși decât așa. Punct. Și nu mai pierdem vremea, trebuie convinși oamenii să stăm de vorbă cu ei. Pentru că dacă pe Târgu Trotuș, la ora actuală, avem 2 miliarde jumate și strângem 500 de milioane, zicem prin un miliard, și dăm către crab, dobânda pe ceilalți, iar aici ajungem. Trebuie tăiat din rădăcină tot. Asta este. Domnul Avădări, mai aveți de adăugat ceva? Nu înțeles. Reînscrieri la cuvânt, dacă... Eu aș propune așa, domnul Florin, să lăsăm mai întâi și să spună punctul de vedere, să vedem ce are de adăugat în privința apei, că el a fost înainte, da? De asta a fost invitat. Da, păi, tocmai a ridicat mâna să ia cuvânt. Primul rând că trebuie să plec la treabă. Și probleme, după cum știți, sunt domnii consilieri mai vechi. Știu care au fost probleme de fiecare dată în ședințe. Problema era că nu puteam angaja om. Om s-a putut angaja de-abia în 2015. Dar nu știu de ce a fost angajat, că doar eu am făcut anunțul și astea. Nu știu de ce a fost angajat ca să fie plătit cu banii de la apă și nu contractual cum sunt și ceilalți. Când statul de funcții și organigramă, deci, putea fi prins contractual, cum e și pompierul, cum e și guardul, cum este și cel de pe buldul excavator, nu? Deci trebuia să fie plătit tot de către primărie și nu din banii la apă. Că atunci, cum zicea domnul Chiru, n-are cum să iasă banii la apă. Deci degeaba încasăm noi, că din start deja să pierd banii. Cine? Iar... Iar la tuta, acolo a fost tradiție dinainte, a fost tatăl domnul Petrică Umbreanu, deci bătrânul Petrică Umbreanu, care s-a ocupat și a strâns și pe urmă s-a mers în continuare așa. Și de asta nu au datorii. Pe când pe Târgu Trotuș trebuia să vină lumea la financiar aici și să plătească. Deci nu a fost om care să meargă să citească apa, și să emită factură, după cum e și contractul și cum este acum, și înainte tot așa era, că operatorul emite factură și încasează bani. Ei, ceea ce nu s-a făcut. Și dacă nu s-a făcut, cine trebuia să facă? Că am fost acuzat că datoriile sunt din cauza mea. Eu, ca viceprimar, trebuia să încasez și banii? Nu cred că era în atribuțiile mele.
Nu, sub nicio formă. Și datoriile s-au acumulat după ce a crescut prețul apei, da? Că până a crescut, până să crească prețul apei, era o sumă de și se încasa o altă sumă, da? Ei, și se mai acopereau din cei care nu plăteau, eventual. Ei, după ce au crescut prețul apei la 3 lei, respectiv 2,30, cu aia 70 de bani nu puteai să acoperi decât eventualele pierderi, când era avarie și toate astea. Și în rest, plus, în afară de faptul că Consiliul Local este operator, da? Ce a avut Consiliul Local la dispoziție? Doar știți destul de bine. În afară de faptul că la început acolo scrie că e primarul și contabil, da? Care răspunde. În rest, viceprimarul, domnul Avădăne, ați avut pe cineva cu care să faceți lucrări și astea? Dumneavoastră? Ce? Tot la fel n-am avut nici eu. Deci când era o avarie, cu cine făceam? Sunam, hai Cătăline, trimite buldul excavatorul, pe urmă, cine să vină? Tonel. Îl chemam pe Tonel. Da, și pe cont propriu și cu Tonel îi mai dădeam eventual un șpriț. Și cu bun simț, omul nu lua bani de la cetățeni. Iar cetățeanul, când ne duceam la ei, nu, dar nu-i treaba mea, că doar nu eu am tras apa. Ce? Dar dacă era la el în curte, de exemplu, un exemplu elocvent, Corneruzu, care îl știți, da? Ei, tot așa au avut avarie, până nu m-am dus cu buldul excavatorul să repar și astea, și pe urmă l-au chemat pe alu Socaci, pe Iulia alu Socaci, și i-au dat o cafea. Deci nu era treaba lui să repare, că doar era la el la pomet acolo. Deci, deci aici au, de aici au apărut probleme. Bun, sistemul a fost pe bază greșit încă din primul pași. Punct. Asta, e, întrebarea mea și dumneavoastră. Cum scoatem la liman? Trebuie convinși om cu om. Asta este situația. Deci haideți să nu lălăim și nu accept varianta în care să venim cu o sumă, cum nu acceptă nici crabul, cu o lălăim și tot aici suntem la anul, oameni buni, cu dobânzile și cu... Noi avem discuții ca să... Crabul să înțeleagă, să ne scoate executorul judecătoresc, pentru că noi adunăm bani. Dar nu vreau să-i dau până nu-mi scoate executorul judecătoresc, să nu-mi alice la partea lui de bani și crabul să renunțe la penalități. Și până nu avem un contract, nu scăpa până nu avem un contract cu ei. Deci, lucrurile sunt destul de clare. Nu există lege pentru așa ceva, că altfel s-ar fi plătit de mult, vă asigur. Așa. Niciun jurist nu-ți dă, cu toate că s-a vorbit și de jurist, dar am stat de vorbă, să știți, și la Consiliul Județean și la toți la masă. Nu există. Trebuie convinși oamenii, domnule, vine pensia, poate e posibil să nu poată să dea totodată, este o sumă. Dar hai să o dăm în două tranșe, trei tranșe, patru tranșe, dar să dăm, să strângem suma cât mai repede. Mai vrea să mă dați voi să plecă... Da, sănătate și mulțumim de... Sănătate, mai sănătate. Păi aș fi avut să pun câteva întrebări, dar în cazul ăsta ajungem... Plecând din casă în casă, se va merge cu... Deci eu aș fi pus câteva întrebări, să dumneavoastră nu respectați. Domnule președinte. Vreau să adresați domnului Avădăne. Păi dumneavoastră, de ce nu conduceți funcțiile? Păi dânsul intervine întotdeauna. Domnule, sunt în scris, dacă este... Domnul Mititeu, mai aveți de completat ceva? Încă o chestie ar fi. Deci aici, la chestia cu casatul bani. Deci, într-adevăr, sunt din Târgu Dodu și eu și poate, deci am lucrat la primărie și poate cel mai greu este să lucrez cu cei din Târgu Dodu. Că sunt cei mai cârcotași. Și o să vedeți. Deci îmi pare rău că sunt din Târgu Dodu, dar asta e, mai degrabă m-aș muta la tuturor. Deci, dar e chestia că, nu știu, dar mai sunt și persoane care mai pun gaz pe foc în Târgu Dodu. Și în cazul ăsta n-ai cum să-i lămurești pe oameni. Că trebuie să plătească neapărat. Nu, eu vă spun din ce... Să avem apă, domnule. Păi da, pe sigur, sigur. Și o propunere ar fi că, de exemplu, sunt și persoane. Deci unde numai o singură persoană nu poate să te iei tot 4 milioane. Nu. Da, deci trebuie făcut procentual. Deci eu, la o persoană să fie o sumă, la două persoane o sumă și pe urmă... Gradual și de la 5 persoane să fie gradul mai mult. Societățile să plătească mai mult. Deci se poate gradual stabili. Și aici rămâne să stabiliți dumneavoastră în ședința din Consiliu exact cât de exemplu, se poate. La o persoană să fie 1 milion, dau un exemplu, da? La două persoane 2 milioane, la 3-4 persoane să fie... 3 jumate, cum e? Și de la 4 persoane 4 milioane. Nu mai merge. 7 copii.
nu o să poată să dea. Nu, șapte copii. Nu, dar, până, dar nu. Nu, nu, iar nu, deci de la patru persoane în sus să fie patru copii. Unde nu-i disciplină, e caos. Asta vreau să zic, la Vinișoara am mers cu disciplină și oamenii au acceptat cât de cât. Adică sunt cazuri excepte în care, clar, ne aplecăm pe situație, dar în marea majoritate a cetățenilor din Vinișoara au înțeles. Deci nu, nu trebuie să lăsăm interpretare. Nu există, corect. Pentru că dacă ne abatem de la regulă, nu ne mai este. Adăugat, reînscriere la cuvânt, dacă nu am făcut prima reînscriere. Mititel Oliviu, Cernea Mihai, Ungureanu. Deci vreau să-i adresez, stimați colegi, domnului Avădăni, o întrebare. Pentru că a fost viceprimar. Vreau să-l întreb. Îi cădea în sarcina dumnealui. Deci eu cred că îi plăca din sarcina viceprimarului să se omulavă. A fost o nepăsare și o indolență în această primărie, din nu cred că vă puteți imagina. Ei, tocmai de asta am ajuns în cazul ăsta și eu cred, și vin cu o sugestie pentru domnul Forcoș, trebuie să iesi și să mergem frumos. Primar, viceprimar, 2-3 consilieri, mergem în poartă și le spunem oamenilor cu subiect și predicat. Băi, omule, dacă nu băgăm mâna, trebuie să spunem, uite, ăsta are atât, dacă nu băgăm mânuța în buzunar să dăm, nu vom avea apă. Așa trebuie mers. Nu cât de asta. Deci nu să venim și să-i spunem cu omul, sunt unii, într-adevăr. Și nu putem merge, cum a zis domnul Florin, mergem gradual. Nu poți să iei la unul milion și la altul 10. Dacă e unul singur, eu cred că trebuie să facă, sau unul și cu un copil între trei jumătate față de asta. Deci eu asta cred că e cel mai bun, cel mai pertinent. Mulțumesc frumos. Vreau să vă spunem că noi... Așa, s-a și pornit. Da, s-a și pornit. Deci avem jumătate de totuși în care am pornit eu cu domnul primar și consilier și chiar vine sâmbătă trecută asta. Au lipsit consilieri, dar a fost. Noi a fost. Jumătate din totuși. A fost și Lulu. A fost și... Da, și... Voiam să vă zicem, da, și voiam să vă zicem că discutăm cu cetățenii din totuși, tot la fel, maxim 7-8 familii au fost contra. Noi ne confruntăm, să știți, și cu un val de... Adică după ce mă duc eu și stau de vorbă jumătate de ori la poarta omului, la două zile se răzgândește. Cu toate că era ferm convins că da, așa exact. Nu înțeleg de ce, nu știu de unde a plecat, nu dau vina pe nimeni, dar trebuie lămuriți. Dar de ce nu faceți, domnul Adrian, de ce nu faceți când vă duceți și lămuriți omul, aveți puterea de convingere și convingeți-i să vă dea și banii tot atunci. Da. De ce nu faceți asta? Nu, nu. Eu am plecat la sondajul respectiv. La sondaj nu poți pleci. Dai la 1000 și mâine ai 100. Nu, nu. Nu, nu. Adică eu dacă nu strâng, dacă nu am 90%, exact. Noi așa am făcut. Deci, de fapt, nu, deci marja e foarte mică de... La 3 zile, 4 luni mai la bani. Trebuie să fim atenți cu sondajul. Mai era o chestie care am uitat-o și mi-a venit acum de moment. Doamne, avem atâtea societăți în comuna asta, foarte multe societăți. Și aș vrea să punctez societăți care au făcut afaceri cu primăria asta. Eu aș vrea să vă duceți, că le-ați dat la multe societăți, să vă duceți să vă dau un cuant, un de 10 milioane, am de 12, ca să mai putem acoperi. Am discutat, sunt societăți care vor da, într-adevăr, undeva la 15-20 de așa. Așa. Eu, ca să vă zic sincer, am să-mi dau jumătate de salar și poate salut inițiativa domnului Băcaru de... A da indemnizația solda. Domnul Văcaru a spus domnul primar că își dă solda. Am deci înțeles. Domnul ia solda. Bun, acum asta în spirit de glumă, dar lucrurile sunt foarte serioase. Așa este, așa. Deci hai să ajutăm cu toți. Chiar trebuie să punem umăr la umă și să-i răzbăie. Domnul Mintel, mai aveți ceva de spus? Mulțumesc, domnul Mintel. Domnul Cernea. Deci, problema este următor. Am înțeles că întregul totul sunt 600 de abonați. 600. Ori 300 de lei în... 350. 180.000 de lei, miliard 800. Da, 350. 350 de lei. Mă rog, un om care a plătit 300 de lei, dacă e racordat de 10 ani la apă, înseamnă 300 de lei împărțit la 120 de luni, cât vin? 2 lei și ceva pe lună. Ei, o regularizare de 2 lei pe lună la apă. Nu cred că e o sumă dacă noi făceam emiteri de factură și așa. Cum a zis și domnul consilier, 2 lei pe lună regularizare și la curent electric, și la gaz, și la așa, niciodată nu iese contorul general consumarea contoarelor. Dacă făceam de atunci emiteri și venea 2 lei
omul nu simțea și nu era pe gaură. Dar acum omul trebuie să înțeleagă, acei 300 de lei reprezintă 2 lei pe lună regularizarea de acum 10 ani de când s-a început consumul de apă. Așa trebuie să-i expunem problema. Nu-i mult 2 lei pe lună, e mult 300 de lei azi. Dar 2 lei pe lună nu era mult. Așa e. Atât am avut de spus. Pot să vă mulțumim, domnul Florin. Domnul Gurean, aveți cuvânt. O să vă țineți. Mă tot frapează ideea că suntem anunțați că noi nu suntem capabili ca consilier de a aduce lucrurile la normal în legătură cu apă. Domnul Avădan i-a specificat că au fost pierderi foarte mari înainte. Aș fi vrut să-i întreb pe amândoi ce măsură au luat pentru a aplana această situație. Ce au făcut ei pentru ca să nu se piardă 42 de metri cub pentru un somnul de la Trotuș, da? Către Tudor. Nu știu. Ce măsură au făcut la Vișoara unde a fost spart ca să iei măsuri imediat? Deci ce au făcut? Aș fi vrut să-l întreb și pe domnul Florin. Domnul Florin a spus așa. Când a venit dânsul, a avut numai 70 de abonați în Târgu Trotuș. Păi domnilor din Târgu Trotuș, gândiți-vă că acum ce facem noi este chestia care ați consumat dumneavoastră înainte. Păi dacă n-ați fost la dumneavoastră, dacă n-ați avut fiecare ceas, cum s-a întâmplat treaba asta? Cum ați plătit? De ce bază ați plătit? Așa afirmă domnul Florin. 70 de abonați au fost, domnule. Păi de asta... 70 de contracte. Păi 70 de contracte, 70 de abonați, așa mi-a zis. Pierderile au fost imense atunci, în perioada aia. Nu se vedea, deci nu se citea pierdută. Nu, da? Păi vine domnul acum Petruș și spune așa. Este o familie cu 4 persoane care consumă apă 2,8 metri cub pe lună. 4 persoane, da? Deci nu știu acum. Este adevărat consumul care îl spune, care îl citești. Așa e. Deci 2,8. Păi voi, fraților, eu vin așa și vă întreb. Păi dumneavoastră, dacă nu sunteți de acord să dați suma aia respectivă, cum pot să vin eu la Tuta să-i spun cetățeanului din Tuta să vă dea banii dumneavoastră? Dacă dumneavoastră din Tuta și din Vișoara nu sunteți de acord, că cei care au plătit normal întotdeauna apă la Tuta, cum pot să vin acum să-i spun, domnule, dă, hai să-l ajutăm pe cei din Trotuș. Când cei din Trotuș nu și-au plătit normal. Păi și acum vine și spune că n-am casat normal pentru apă. Ce, cu ce să îndevină tutenii? Tot se acordă și tot se spune. Domnule, la tutenii fură tutenii. Sau face tutenii sau nu știu ce. Nu, tutenii și-au dat și au plătit normal în fiecare lună, da? Ceea ce s-a întâmplat, că acum nu avem divergențe în Tuta. Și sper ca nici să nu avem de azi încolo. Dar cei din Trotuș, domnilor, trebuie să înțelegeți, cei din Trotuș și din Vișoara, altă soluție nu este, pentru că apa tot la dumneavoastră s-a consumat. Nu s-a consumat la Tuta. Că dacă se consuma la Tuta, obligat că tutenii plăteau diferență, da? S-a consumat în Târgu Trotuș și în Vișoara. Ca atare dumneavoastră trebuie să veniți cu suma respectivă ca să vă achitați. Că altfel nu o să fie apă. Degeaba se dă numai o parte din bani, s-a zis destul de clar. Dacă nu se achită per total, banii, atunci nu o să fie apă. Păi și atunci ce faceți? Și așa o să fie probleme. Pentru că o să fie cu țevi sparte, o să fie pentru că sigur a înghețat traseul în unele locuri. Domnul Gurean, deci, aveți ceva de... Nu știu care trebuie. Eu aș avea mai multe, dar văd că e timpul limitat. Așa se spune. Domnul Gurean, să intervină. Da, vreau să vă spun că după statistica asta pe 7 luni, îmi iese un consum mediu pe familie de 14-15 metri cub pe lună. La Târgu Trotuș, la Vișoara, 12-13 metri cub media, pe familie. Asta puteam să o fac, nu știu, numărul de persoane care sunt pe ăștia 1000 de abonați. Și mai am o întrebare care mi-a fost pusă la intrare. Oamenii care au dat banii ăștia, 3 milioane sau fiecare cât au dat, în situația că o să fie, avem probleme și nu se adună toți banii. Exclude varianta. Atât am dus la poartă răspunsul. E o întrebare. Deci, acum noi când ieșim, trebuie să dăm un răspuns. Trebuie să le spunem, bă, ce faci? Nu am înțeles tot. În momentul în care stai curentul, întotdeauna, deci tu plătești pentru a te rebranșa, da? Deci așa este și așa ar trebui să facem și aici. Haideți să ne înțelegem. Am propus eu. Cablu, este cablu. Păi uitați, la cablu vine aici și plătește aici, da? Nici nu trebuie,
Deci nu trebuie. Domnul Gurean, vă rog frumos. M-am înscris acum. Trebuie să înțelegem un lucru. Varianta cu... nu de toată lumea e spus. Deci atât am merg până dau bani. Nu se poate. Și de rușine. Și de rușine o să trebuiască să dea alta, mă duc peste ei până scut bani. Nu, nu se poate, nu se poate. Lumea trebuie să înțeleagă. Domnilor consilieri, dacă este nou, domnul primar. Da. Că ieri, nu știu dacă au toți, sunteți de acord ca să dăm indemnizația pe luna ianuarie ca să ajutăm comuna Târgu Trot? Și domnule, dacă am spus că dăm toți bani. Păi da, sunt de acord toți, că ieri nu erau veniți toți. Și dacă domnii consilieri sunt de acord toți, domnul primar dumneavoastră? Eu v-am zis că vă dau jurul ăsta, sigur. Atunci aș ruga și ceilalți angajați ai primării să contribui și ei. Că stau aici din 15 ani, din mai mult timp. 10% sau cât? Nu, nu, nu. Eu vin cu altă propunere, da? Că nu putem oamenii, să punem toți angajații în aceeași populația oară. Spune, domnule, de ce nu ajută primăria? Punem toți angajații. Pentru femeia de servici, Ionică sau cine are, sau domnul Mitelu, care au 900 de roni, mai dă și aia 400 de roni, mai dă și ăla din identitate. Păi, iar mai dă. Dar cât, da, cât, până la urmă, cât îi mulgem cu oamenii ăștia? Cât îi mulgem? Nu, deja sunt revoltat. Nu dă, deci dacă atâta timp cât are un salariu infect și mizer, eu nu sunt de acord să dea. Dă 400 de roni, mai dă și din salariu? Nu. Cine poate să putea să ajute, putea să ajute. Domne, că populația spune, domnule, dar cei din primărie ce fac? Primar și la viceprimar cu sacoșa. Mai poți să dea. Zăm și mai cu ce am fost de vină că domnul Corin dacă l-ați luat într-o punguță de asta din medicamente, cât luați? Ce bani luați? Într-o punguță din medicamente? Măi, banii? Păi atunci din ce ați mai venit aici? Păi eu nu cred că voi luați bani și un de medicamente. Eu vreau să vă zic altceva. Nu înseamnă că o propuneți să se transforme. Acum am acuzat noi doi că suntem. Dar asta nu o intenție de acum în continuare. Mi-ați zâmbit ironic, doamnă, și eu am dat dreptul la replica să ci s-a scoșă. S-a scoșă din bani, doamnă, că e destul de inconsistent. Eu vreau să vă zic altceva. Doamne, nu vreau să vă puneți, nu vă puneți să-ți facea ca să divulg. Să-i bun salarii din care veți, da? Da, din curie stau în banca mea, sunt liniștiți și lăsați pe pace. Ia de rugă, da, da, să știi, da, nu spui nimic ca sport. Și ceva, nu trebuie să vă zic, vă zic. Nu, doamnă, v-am cerut așa ceva? Mai are cineva ceva de adăugat? Nu, dar o propunere nu se poate limita tot la noi doi. Domnul Coase, vă rog. Evident că nu cred că trebuie să dați răspunsul acum, dar dacă cei care contribuie cu suma fixată îl dau tot interesul ca într-un termen scurt să achiti apa, oare când o dăm drumul la robinet? Că se achită factura. Păi da, dar am înțeles că până nu achităm 100% astfel încât să nu să ne ia executorul bănuță strâns. Nu se derează. Eu sunt sigur că lucrul ăsta nu o să întâmple în 5-6 luni. Nu, 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 să știți că la Bișoara lumea se pe un nivel comun, lumea din Târgu Trunul, lumea din Târgu Trunul, lumea din Târgu Trunul, să știți că au lăudat Bișoara și au zis, da, e să mai uniți. Și apropo de Bișoara, la cât timp estimați că o să avem? Dacă nu mai aveți nimic de adăugat, domnul Coaga, mai aveți ceva de adăugat? Da, prezident. Adică aproximativ cât? Să supune la vot proiectul de hotărâre. Da, să supune la vot proiectul de hotărâre și domnul se face. Cine este domnul? Nu votează, da? Haideți să rog. Cine este pentru? Cine este pentru? 15, da? Trebuia stabilită taxa de rebranșare, taxa de primă branșare, corect branșare. Primă branșare, de la creșturi, domnul. Cu acestea fiind supusă ședința de dată, a luat sfârșit.